Vreau să-ți imaginezi următorul cadru. Să zicem că ești într-un loc în care ești numai tu singur. Știu că unii doriți asta. Fără copii, fără socri, fără stres, fără telefoane. Dar imaginați-vă că sunteți într-un loc în care realmente sunteți doar voi singuri. Fie o cameră, fie, nu știu, altceva. Și de undeva, nu știu de unde, sper să nu fie voci, dar pur și simplu cineva pe care nu-l vedeți, dar pe care-l auziți, ar adresa următoarea întrebare. Pentru ce trăiești? Atât. Pentru ce trăiești? Dragii mei, nu știu cât de frământați, nu știu cât de mult revenim la întrebările existențiale ale vieții. Pentru că problemele cotidiene ne sufocă, dacă vreți, din punct de vedere spiritual. Și totuși, pentru ce trăiești? Adevărul este că avem o viață infernală, avem o viață care începe și parcă se termină la fel de stresant, fiecare zi parcă uneori la fel, mai ales în perioada asta depresivă, anxioasă de iarnă în România, în care hai că azi am mai avut soare, dar urmează zilele alea, vă avertizez, 20-30 de zile când nu o să mai vedeți soarele, o să vă fie dor de el. Și pur și simplu intri într-o rutină extraordinară. Nu prea avem timp de meditație, pentru că încă o dată spun cotidianul și urgențele de zi cu zi parcă ne sufocă gândul ăsta și dimensiunea meditativă a vieții noastre. Și cu toate acestea, vreau să te întreb în seara asta, și acum suntem mulți și revenim înapoi aici, nu rămâneți acolo în camera aia, și totuși vreau să vă întreb la modul serios, pentru ce trăiți? Pentru ce trăim? Da, știu că suntem în biserică și dintr-o dată cineva din reflex ar putea să-l citeze pe Apostolul Pavel, să ne dea un citat super, frumos. Pentru mine a muri este câștig și a trăi este Hristos. Asta a fost pentru Pavel. Eu te întreb pentru tine. E foarte ușor să-l cităm pe altul, nu? Ca să scăpăm de propria noastră, dacă vreți, versiune. Dragii mei, nu mă interesează și cred că nici pe Dumnezeu nu interesează replicile noastre frumoase pe care le știm, spune dintr-o carte sau din Biblie. Și cu toate acestea, dăm voie să te întreb, tu pentru ce trăiești? Tu pentru ce trăiești? Poate că sunteți de acord cu mine sau nu când spun că pentru ceea ce trăiești se vede cel mai bine din cum trăiești. Pentru ce trăiești se vede cel mai bine și cel mai clar și cel mai evident din cum trăiești. Pentru că dacă trăiești pentru Dumnezeu, se vede cu adevărat pentru cine trăiești. Vedeți dumneavoastră, dacă e vorba de trăitul vieții, dacă este vorba de modul în care ne raportăm la viață, există atât de mulți oameni și atât de multe gândiri și filozofii. De exemplu, există, și asta cred că e curentul dominant în lume, și nu numai și în România, că noi nu facem excepție. Bine, suntem noi excepție pentru multe chestii, dar la asta nu facem excepție. Adevărul este că sunt oameni, atât de mulți oameni care trăiesc de azi pe mâine. Sincer, dacă ar fi să rezumăm viața multor oameni de ziua de astăzi, pur și simplu sunt oamenii care trăiesc de pe azi pe mâine. Vreau să vă spun că există niște replici care îi trădează pe oamenii care îi trăiesc de pe azi pe mâine. Și vreau să vă spun că nu ne sunt străine. Oamenii care îi trăiesc de pe azi pe mâine, îi veți auzi foarte des în bagajul lor lingvistic, folosind expresii de genul ce să faci, mai ce-i face. Apoi veți auzi genul ăsta de replică, să ne fie bine, să nu ne fie rău. Da. Sănătoși să fim, că restul le-om face bucuroși pe toate. Se putea și mai rău. Sau genul de expresie, vai și amar, că asta sunt convins că știți mai bine. Sau genul de expresie sfințită, capă pământ, frate. Cum e? Capă pământ. Vezi oameni care înainte de căsătorie, 2-3 săptămâni, spune al nouălea cer și întreb la o săptămână, cum e? Capă pământ, frate. Și după aia mai bag una mai spirituală, Maranata, vino Doamne mai curând. Sau lacrimile de durere când se vor sfârși. Le cântă dintr-o dată, zbune, renunță la Hillsong și recur la cântări din cărțile Harului. Nu-i rău. Sau genul și mai românesc, Domnul cu mila.
Domnul cu mila. Cum e? Domnul cu mila. Vedeți dumneavoastră genul oameni care pur și simplu trăiesc de pe azi pe mâine. N-au niciun orizont, n-au niciun reper în față, de pe azi pe mâine. Acum, există o altă categorie de oameni, există oameni care cred că trebuie să trăiești cum vrei tu. Dacă există oameni care trăiesc de pe azi pe mâine, există și oameni care trăiesc cum vor ei, Doamne, că asta au visat. Asta se întâmplă și în judecători, dacă vă uitați pe vremea lui Israel, spune Biblia, pe vremea judecătorului nu era împărat în Israel și fiecare făcea cam ce îi plăcea. Singura regulă este că nu există nicio regulă. Oamenii care trăiesc cum vor ei. Există de asemenea, să știți, o altă anomalie ciudățenie care începe să fie destul de prezentă în societate. Există oameni care cred că trebuie să murim cu toții ca să poată trăi natura. Știți? Adică noi trebuie să dispărem ca în sfârșit urșii să aibă calotă glaciară. Da, există genul ăla de oameni care i-ați văzut mai nou, e un curent foarte interesant, ăștia eco, curentul ăla care n-ați văzut să ducă prin marele muzee din Europa și aruncă cu vopsea pe picturi celebre de lui Picasso sau de la, nu știu, Paul Gauguin. Sau există genul ăla de oameni care se leagă de copaci cu lanțuri, cu lacăte. Da? Să nu cumva să vină drujba românească acolo să cerceteze zona, să facă curățire, un drum forestier, să leagă realmente, n-ați văzut, de butuș, de... Bine, e o chestie românească, cred că ăștia n-au o creangă, sincer. Sau unii chiar două, dacă nu mai multe. Există mai apoi, însă, haideți să fim onești, nu doar oameni care trăiesc de pe azi pe mâine, oameni care trăiesc cum vor, fac ce le place, sau oameni care cred că noi nu mai trebuie să trăim, trebuie să fie în extinție rasa umană ca să poată să trăiască natura, să se regleze nivelul de carbon și, știu, amprenta de carbon și altceva. Există și oameni, însă, oameni buni care cred că nu merită să mai trăiască. Există oameni care pur și simplu cred că nu merită să mai trăiești. Și asta este o problemă curentă și stringentă. Problema sinuciderilor oameni buni este una pandemică. După pandemie, asta e interesant. Post-pandemie, problema sinuciderilor devine din ce în ce mai gravă. La nivel de, nu doar de echipă pastorală, mă consult și vorbesc cu foarte mulți slujitori din țară și îmi spun, Dorel, pur și simplu am impresia că s-a deschis sezonul la sinucideri. La gânduri, la tentative, la fel și fel de probleme, tot mai aparente, tot mai dese. În special, interesant este în rândul tinerilor. Arthur Schopenhauer, un cinic de serviciu al lumii, a zis o chestie, ca să încurajeze cumva pe oamenii ăștia, el a zis că viața este o afacere nerentabilă. De ce o afacere nerentabilă viața și nu merită trăită? Zicea el, pentru că atunci când tragi linie, dacă vezi viața ca pe o afacere, o să-ți dai seama că de fapt cheltuielile întrec veniturile și spunea el, pur și simplu nu merită să trăiești. Și din păcate stați oameni furați de gânduri de genul acesta, oameni care cad în această pradă. Vedeți dumneavoastră, citeam săptămâna asta o carte a lui Peter Horobin și omul ăsta spunea că undeva a fost la o conferință și a avut o discuție rezonabilă, sinceră, deschisă cu cei care au participat la conferință într-un cadru închis. Și a întrebat franc, bă, vreau să vă întreb, creștin fiind, v-ați confruntat cu gânduri insistente sau trecătoare sau persistente de sinucidere? 60%. Toți erau pocăiți acolo. 60% din ei au recunoscut sau au admis că s-au luptat cu astfel de gânduri și că unii chiar se luptă puternic cu ele. Vedeți, dumneavoastră spunea el, autodistrugere este o prăpastie în care se ajunge pornind de la înșelăciune. Înșelăciunea pe care diavolul ne insinuează spunând că nu merită să trăiești. Că nu merită să trăiești. Dragii mei, oamenii care trăiesc în trecut, și care fug într-un fel de realitate sau în același timp nu văd nimic bun în ceea ce va veni, sunt genul de oameni predispuși să aibă despre viață o perspectivă greșită. Sunt oameni care cred că nu merită să trăiești sau care pur și simplu trăiesc din inerție de pe azi pe mâine și pur și simplu nu se așteaptă la nimic bun. Dumnezeu m-a înștiințat să vin cu o serie de mesaje în direcția aceasta în care realmente, atât cât prin mine, El poate să facă lucrarea aceasta pentru că sunt un om și, bineînțeles, sunt limite omenești. Vreau în seara asta să facem un pas înainte în seria asta de mesaje, nu privind apoi și, bineînțeles, aș vrea să privim în față. Și gândul meu și titlul gândurilor mele este, pentru ce merită să trăiești? Pentru ce merită să trăiești? Dacă n-avem voie să mai privim înapoi,
Atunci trebuie să dăm răspuns la o întrebare, pentru ce merită să trăiești? Vedeți dumneavoastră, cineva a definit esența vieții într-un fel și mi-a plăcut foarte mult. Există, spune el, două zile fundamentale în viața oricărui om. Există ziua în care te naști, e o zi fundamentală, și mai apoi este ziua în care afli pentru ce te-ai născut. Afli pentru ce te-ai născut. E adevărat, dragii mei, că sunt atâția oameni, dacă stăm să ne uităm în jurul nostru, în cercul relațional pe care îl avem, există atâția oameni care, adevărat, s-au născut, evident asta, dar care încă la 30 de ani, la 40 de ani, la 50 de ani, la 80 de ani, încă n-au aflat pentru ce s-au născut. Aș vrea în această zi, în această seară, să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și, în mod paradoxal, o să învățăm de la doi bătrâni. De la doi bătrâni, dragii mei, și simpatici, dar vreau să spun ceva extrem de spirituale. Vreau să învățăm în această seară de la doi bătrâni o lecție extraordinară de viață. Să vedem de la doi bătrâni pentru ce merită să trăim. Este vorba despre Simeon și despre Ana. Știu două personaje gen sandwich în Biblie despre care nu prea se vorbește pentru că sunt prinși parcă cumva cronologic în evenimente care ne atrag atenția mai mult. Dar vreau să ne uităm în această seară în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem pentru ce merită să trăiești. Pentru ce merită să trăiești? Și vreau să vă spun un prim principiu pe care îl extrag din Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta. Merită să trăiești o viață întreagă de sfințire. Știi pentru ce? Pentru întâlnirea cu o persoană specială. Merită, crede-mă ce spun în seara asta. Și mai mult decât pot eu să spun în cuvintele mele, limitate, mai mult decât pot să spun prin vocabularul meu, prin ceea ce am alcătuit în seara asta. Dar mă rog din toată inima ca să-ți vorbească Duhul Sfânt în seara asta. Mă rog ca Duhul Sfânt să-ți comunice mult, mult, mult mai mult decât pot eu să exprim în cuvinte omenești. Și vreau să spun în această seară, pentru că există oameni resemnați, pentru că există oameni care nu mai au chef de viață, știu în locul acesta, știu ce vorbesc. Știu că există oameni care pur și simplu suportă cu greu viața, sunt oameni care n-au chef când se trezesc dimineața să facă un pas, n-au chef să meargă nicăieri, s-ar închide dacă ar fi după ei toată ziua în casă, știu asta. Pentru că viața unor poate să fie dură, te taxează foarte greu. Vreau să spun în această seară, merită să trăiești. Merită să trăiești. Și vreau să spun că acest principiu este valabil. Merită să trăiești o viață întreagă de sfințire. Și atenție, nu un an, nu doi, nu trei. O viață întreagă de sfințire pentru întâlnirea cu o persoană specială. Spune Cuvântul lui Dumnezeu și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă. Omul ăsta ducea o viață sfântă și înaintat în vârstă și bătrân. Și de ani și ani de zile, probabil de zeci de ani de zile, la fel ca și Ana, omul ăsta ducea o viață sfântă. Și vei te întreba, bun, dar pentru ce să trăiesc o viață sfântă? Care e scopul? Care e sensul? Merită să trăiești o viață sfântă, o viață întreagă de sfințenie. Știi de ce? Pentru momentul în care te vei întâlni cu o persoană cu totul și cu totul specială. Toată viața lui Simeon, dragii mei, s-a concentrat și s-a focusat în jurul unei promisiuni pe care Dumnezeu a făcut-o, și anume că într-o bună zi nu va muri până când îl va vedea pe Mesia, pe Hristosul. Și asta îl face pe Simeon să se ridice în fiecare zi la rugăciune. Asta îl face pe Simeon și pe Ana să se ridice și să postească, să se ridice și să meargă la templu și să-L slujească pe Dumnezeu. Pentru că va veni perspectiva zilei când se vor întâlni cu Iisus Hristos. Dragii mei, însă, sfințirea, după cum de foarte multe ori am spus în biserică și trebuie reluat, cred, periodic, sfințirea, dragii mei, e o dublă acțiune, dacă vreți. E o punere a lui Dumnezeu, a noastră deoparte, dar în același timp trebuie să te pui și tu deoparte pentru Dumnezeu. Uitați-vă, Simeon și Ana și-au pus deoparte timp pentru Dumnezeu. Pentru ca, în schimb, dragii mei, Dumnezeu să-i pună deoparte pentru a întâmpina pe Iisus Hristos. Sunt oameni care se pun deoparte și pun timpul deoparte pentru Dumnezeu, viața deoparte pentru Dumnezeu. Spune Biblia că femeia aceasta, Ana, zeci de ani, avea 84 de ani și de zeci de ani, femeia asta s-a pus deoparte pentru Dumnezeu și trăia o viață sfântă. Pentru că aștepta clipa și momentul când îl vor întâlni pe Iisus Hristos. Spune Cuvântul lui Dumnezeu, versetul 37, despre Ana, următorul lucru: rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de televizor.
Nu s-a depărtat de televizor să vadă dacă domnii ăștia de la guvernare, Ciolacu și cu Ciucă și cu cine mai fi, uite că și rimează. Dacă ăștia în sfârșit, domnule, dau mărirea aia cu 10%, că de 3 luni de zi tot ne promit, bai 15, bai 12, bai 9, bai 10, bă, da, măresc odată ăștia pensiile, că trebuie să cumpărăm porc de Crăciun. Și Ana nu se depărta de telenovele. Și Ana nu se depărta de campionatul mondial. Hai să punem pe Simion aici, că ei sunt mai mari fani în răiți. Spune cuvântul lui Dumnezeu că femeia aceasta, auziți, spune cuvântul lui Dumnezeu, zi și noapte, zice că nu s-a depărtat de casa lui Dumnezeu, de templul lui Dumnezeu și făcea un lucru, sluja lui Dumnezeu, când? Zi și noapte. Acum vreau să vă întreb, 84 de ani, de zeci de ani femeia asta, zi și noapte se punea deoparte pentru Dumnezeu. Dă-mi voie să te întreb în această seară și să spun următorul lucru și întrebare, dacă vrei. Când ai dat lui Dumnezeu ultima dată o zi pentru el? Când a fost ultima dată, adu-ți aminte, când i-ai dat o zi întreagă lui Dumnezeu? Și nu te-am întrebat dacă ai venit la duminică și la dimineață și seara la program la biserică. Când a fost ultima dată când i-ai dat lui Dumnezeu o zi? Să nu mai întreb când a fost ultima dată când i-ai dat o noapte lui Dumnezeu. Când a fost probabil ultima noapte când te-ai decuplat de la internet? Când a fost ultima noapte când te-ai retras? Când a fost ultima noapte când pur și simplu te-ai despărțit cu greu și de Netflix și de rețele de socializare și de grupul de WhatsApp pe care toți trimim și schimb? Când a fost ultima dată când să stai o noapte întreagă? Oricum, meciurile te țin treaz, concursuri sportive te țin treaz, nu știu ce filme te țin treaz, dar vreau să te întreb, când a fost ultima dată, ultima noapte când ai stat deoparte cu Dumnezeu? Pentru că femeia asta de zeci de ani de zile, zi și noapte, spune Biblia, că îi slujea lui Dumnezeu. Dacă vorbim despre viață de sfințire, sfințirea, dragii mei, face mai apoi, uitați-vă, ca trecerea de la frica de oameni la frica de Dumnezeu să nu fie doar o dorință, ci să fie o realitate. Un om, dragii mei, trăiește o viață de sfințenie cu adevărat când pentru el frica de Dumnezeu și nu de oameni nu e o dorință, ci mi-aș dori, frate, să ajung să mă tem de Domnul și să nu mai tem de oameni. E un obiectiv, tu la anul și la mulți ani. Când? La anul. Spune cuvântul lui Dumnezeu, a zis, omul acesta ducea o viață sfântă, versetul 25, și era cu frica lui Dumnezeu. Pe omul ăsta nu-l interesa ce spun oamenii, nu-l interesa reacțiile oamenilor. Omul ăsta se teima de Dumnezeu, nu de oameni. Nu-l interesa cum îl privesc alții, nu-l interesa ce zic alții. Ai auzit, mă, ăsta l-așteaptă pe Măsia, serios. De 25 de ani tot spune că o să vină Domnul, că o să vină, că nu o să moară. Bă, să luat o razna. Hai să-i dăm tratament. Hai să facem o chetă, să-l trimitem la un ospiciu. Poate că o să-i facă bine. Dar acest om, dragii mei, nu este greu să-l aștepte pe Dumnezeu și să-i fie frică de Dumnezeu și nu de oameni. Să nu-ți fie frică să trăiești după cum crezi și să nu-ți fie frică să vorbești despre ceea ce crezi. Sunt lucruri importante în viață. Mai apoi, dragii mei, vreau să vă spun că ceea ce definește o viață de sfințire este relația pe care o avem cu Duhul Sfânt. Relația pe care o ai cu Duhul Sfânt este indicatorul real al spiritualității tale. Da? Relația pe care o ai cu Duhul Sfânt este indicatorul real al spiritualității noastre. Și de unde deduc lucrul acesta? Uitați-vă, dragii mei, ce fel de reacție are, relație are Simeon cu Duhul Sfânt. Uitați-vă, vă rog puțin, la relația pe care omul ăsta, care se pune deoparte pentru Dumnezeu, are cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Versetul 25. Duhul Sfânt, spune Biblia, era peste el. Duhul lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului, că era peste Simeon. Mai apoi versetul 26, Duhul Sfânt, dragii mei, vorbea prin el. Începe să prorocească. Mai apoi, uitați-vă, Duhul Sfânt, dragii mei, vorbește cu el, îl înștiințează pe Simeon că nu o să moară. Îi dă o promisiune Dumnezeu, nu o să moară până când nu-l va vedea pe Hristos. Duhul Sfânt este peste el. Duhul Sfânt vorbește prin el. Duhul Sfânt vorbește cu el. Uitați-vă ce relație din belșug are omul ăsta cu Duhul Sfânt. Vedeți dumneavoastră, dragii mei, fără de Duhul Sfânt, un alt lucru pe care vreau să subliniez aici legat de o viață de sfințire, fără de Duhul Sfânt, toate privațiunile la care ne supunem sunt doar o formă de asceză și nu de sfințenie. Ascultă-mă bine ce spun, fără de Duhul Sfânt, postul tău,
Fără de Duhul Sfânt, faptul că nu mănânci o zi. Fără de Duhul Sfânt, faptul că nu bei, faptul că nu fumezi. Fără de Duhul Sfânt, ascultă-mă, e doar o formă de asceză, nu de sfințenie. Dacă Duhul Sfânt e în ecuație. E foarte important să înțelegem lucrul acesta. În Coloseni capitolul 2 cu 20 spune Pavel, dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoarele lumii, de ce ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la poruncile ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru, toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au un adevăr, o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită și o smerenie și, atenție, aici e de asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Vreau să spun ceva, dacă nu ai o relație vie, actuală, actualizată cu Duhul Sfânt, dacă nu ai o relație cu Duhul Sfânt, dacă Duhul Sfânt nu este peste tine, dacă Duhul Sfânt nu este în viața ta prezent, vreau să spun ceva, toate privațiunile la care îi supui trupul tău nu-i spiritualitate, ci doar o formă de asceză. Și vreau să vă spun ceva, dacă vine vorba de asceză, vreau să vă spun că sunt oameni în India, în hinduism, guru, care ne dau ceață, vorba românilor, la asceză. Dumneavoastră știți că există oameni în India, acești guru, mă rog, din hinduism, care sunt oameni care nu mănâncă zeci de zile la rând? Un reporter de la BBC, am văzut documentarul ăsta, o sta lângă unul, 24 din 24, cu camere de luat vederi, l-au monitorizat 24 din 24, 36 de zile, nu mai știu ce v-am zis, 37 de zile, ăla n-a băut o gură de apă și l-a mâncat un gram, un fărâme de biscuite. Spunea că singurul mod în care se alimentează e de la soare. Dar cine bate pe ăsta la asceză? Mă, când treci pe lângă Piața Nouă, deja s-a terminat. Dacă e vorba de asceză, ascultați-mă, sunt alții mult mai tari ca noi. Dar vedeți dumneavoastră, o viață de sfințenie nu este dată de privațiunile pe care le faci. Dacă nu ai o relație reală cu Duhul Sfânt, ele trebuie să izvorească. Ce spune Biblia? Că n-au nicio putere asupra gâdilării firii pământești. N-au nicio putere. Când Duhul lui Dumnezeu este în tine, ai putere și ai autoritate în numele lui Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Simeon, dragii mei, s-a sfințit o viață întreagă pentru o clipă. Asta mi se pare fabulos. Să te sfințești o viață întreagă, știți pentru ce? Pentru o clipă când te întâlnești cu Iisus Hristos. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez, pentru care merită să trăiești, să trăiești viața. Merită să trăiești mai apoi o viață întreagă de slujire pentru implicarea ta într-un plan special. Merită să trăiești o viață întreagă de slujire pentru implicarea ta într-un plan special. Și mi se pare foarte fain aici, e că Dumnezeu nu lasă pe Simeon să moară până când nu se naște Mesia și îl vede. Ce intersecție de drum în viață. Hristos cu Simeon, un om la apusul vieții, cu Iisus care intră în lumea aceasta prin naștere. Vedeți dumneavoastră însă, dragii mei, nu vizibilitatea, și vreau să subliniez foarte, foarte clar lucrul acesta, nu vizibilitatea, vorbesc de slujire, nu vizibilitatea este importantă în slujire, ci responsabilitatea ta și a mea față de planul lui Dumnezeu. Nu cât de vizibili suntem într-o lucrare important, ci cât suntem de responsabili unde ne-a pus Dumnezeu. Asta este un lucru extraordinar de important. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 37, Ana sluja lui Dumnezeu cum? Ținea conferințe. Ținea conferințe cu femeia puternică. Avea turnee prin America. Avea cărți. Avea CD-uri. Nu. Știți care era forma de slujire a Anei? Spune Biblia că Ana a zis sluja lui Dumnezeu zi și noapte cu ce? Cu post și cu rugăciuni. Asta nu e vizibil. Bă, dar e foarte responsabilă. Și rolul ei este un extraordinar de important. Știu că probabil vei spune unii, bine, frate, dați-ți ușor să vorbești de chestia asta, că tu predici din față, ești vizibil. Credeți-mă. Și vă spun cu toată sinceritatea, în numele Domnului. Dragii mei, dacă știi cât mă bucur de programele alea în care efectiv pot să stau pe bancă și efectiv să nu fac nimic decât să primești și să mă încarc. Atât. Pentru că vizibilitatea nu e importantă. Ceea ce e important este în slujire responsabilitatea. Să fii responsabil acolo unde te-a pus Dumnezeu. Apropo de chestia asta de vizibilitate, și să vă spun că nu e bună întotdeauna,
În urmă cu ceva vreme trebuia să mă duc undeva în Germania, aveam nevoie de testul COVID. M-am dus la aeroport aici în Oradea pentru că se făcea test și în 10 minute îți dă rezultatele. No, bun, m-am dus acolo, mi-au luat proba aia, mă rog, pentru COVID și au zis că termine în 10 minute. În 10 minute domnul Cora zice, aveți rezultatul. Bun, m-am pus și am zis, când aștepți, 10 minute ți se par o veșnicie. Și când ești în întârziere mai ales. Și te dai seama că pierzi avionul și tot deja nu mai, m-am dus de vreo două, trei ori, nu-i gata. Bine, erau 10 minute românești, uita să specifice doamna de acolo. E, când m-am dus a doua sau a treia oară, domnule, nu-s gata, că-s grăbit. La care îmi zice o femeie, crede-mă, 100% era pocăită. Păi știi, citești, cunoști, n-ai cum să. A zis, domnule pastor Coraș, nu dumneavoastră ne spuneți prin predici că trebuie să avem răbdare? Oh, da. Îi spun sincer că mai... Doamne, zic. Ok. Credeți-mă că nu vizibilitatea e importantă. E importantă responsabilitatea, slujire. Și asta învăț de la Ana. Zeci de ani femeia asta, auziți? Știți când a avut slujirea ei publică? La 84 de ani. O ținut prima predică. Zeci de ani, spune cuvântul lui Dumnezeu că ea s-a măritat și 7 ani după ce s-a măritat de la fericioria ei, spune Biblia, după 7 ani de căsătorie a murit bărbatul. Acum, pe vremea aia, nu se măritau fetele la 28 de ani, după ce își terminau facultate, masterat, doctorat și postdoctorat studii. Nu. Pe vremea aia, la 16 ani, ea mireasă ziua bună, cam așa ceva în genul, una românească, sincer. E, gândiți-vă că femeia asta undeva probabil la 25 de ani a rămas văduvă. Și s-o cotiți până la 84 de ani, câți zeci de ani sunt acolo, că stați mai bine cu matematica mulți ca mine. S-o cotiți dumneavoastră să vedeți zeci de ani de zile în care femeia aceasta sluja lui Dumnezeu cum? Cu post și cu rugăciune. Și vedeți dumneavoastră, după zeci de ani de slujire, în anonimat practic, Dumnezeu începe să o folosească public când? La bătrânețe, la 84 de ani. Începe să vorbească celor din templu, spune Biblia, despre Iisus Hristos. Pentru că asta învățăm. Învățăm, dragii mei, că merită să trăim și de ce o viață de slujire pentru implicare într-un plan special, planul intrării Domnului Iisus Hristos, uitați-vă lumea asta. Mai mult de atât, ce vreau să subliniez aici, e că nu simțurile trebuie să ne condiționeze slujirea, ci principiile slujirii. Nu simțurile trebuie să-ți condiționeze, să-ți determine slujirea, să-ți influențeze slujirea, ci principiile Scripturii. Și mai spun încă o dată, nu simțurile, ci principiile Scripturii trebuie să-ți condiționeze și să-ți determine modul în care slujești pe Dumnezeu. Vreau să vă gândiți la următorul scenariu. O rămas văduvă după 7 ani de căsătorie. S-o căsătorit, cred, din dragoste, deși pe vreme erau multe căsători aranjate, dar după 7 ani ajuns să-L iubești. Probabil la 24-25 de ani rămâne văduvă. Ok? Și ceea ce mi se pare fabulos în viața acestei femei pe nume Ana, e că femeia asta nu se revoltă împotriva lui Dumnezeu. Doamne, nu ești drept? Femeia aceasta, uitați-vă, în loc să se îndepărteze de templu, cum ar fi făcut 90% după o astfel de dramă, de tragedie în viața lor, femeia asta spune cuvântul lui Dumnezeu că nu se depărta de ce? De templu. Pentru că pe femeia aceasta, dragii mei, stările sentimentale și emoționale copleșitoare prin care au trecut la moartea soțului ei și ce au făcut-o, determinat-o să se apropie și mai tare de Dumnezeu decât să se îndepărteze. Există două reacții. Există oameni care se ceartă cu Dumnezeu când se întâmplă ceva ce nu ar vrea să se întâmple în viața lor, ceva ce nu i-a așteptat, și există oameni care, știți ce fac? Se prăbușesc mai tare la picioarele lui Hristos și spun, Doamne, am atât de mare nevoie de Tine încât nu o să mai plec niciodată de lângă Tine. De-aia spun, în slujire, dragii mei, nu sentimentele trebuie să primeze, ci principiile Scripturii. Dumnezeu să ne ajute la asta. Vezi dumneavoastră, de foarte multe ori ajungem nu doar să slujim emoțional, ci evaluăm o slujire din punct de vedere emoțional.
Ajungem să evaluăm slujirea din punct de vedere emoțional. Mi-a dat Dumnezeu niște lecții în viață, credeți-mă. Am fost, țin minte, la mai multe evanghelizări, dar țin minte, legat de o evanghelizare, mi s-a părut percepția mea legat emoțional, că n-am auzit prea multe aminuri ca în seara asta, n-am auzit strigături prea tare, n-am auzit așa o rugăciune dezlănțuită la final. Mi s-a părut că a fost o evanghelizare ratată la care eu am fost. Eram așa de dezamăgit că parcă n-a fost feedback, parcă n-a fost clocotul ăla care suntem noi obișnuiți și am zis, bă, a fost o seară ratată. Și ceea ce am crezut eu că a fost o seară ratată, de fapt, am aflat la scurt timp că a fost o seară în care Dumnezeu a întors la El mai multe suflete. Oameni care l-au mărturisit pe Iisus Hristos și m-au invitat în minte și după aia insistent să mă duc la botez. Pentru că îți doresc, a fost seara în care Dumnezeu a lucrat prin tine. Acum nu-i vorba de mine, dar mi s-a părut, repet, una dintre cele mai slabe prestații în slujirele mele din anul respectiv. S-a dovedit a fi probabil cea mai eficientă. Pentru că vedeți dumneavoastră, modul în care noi evaluăm slujirea și slujim de foarte multe ori o chestie pur sentimentală și emoțională. Dar, dragii mei, slujirea trebuie evaluată după principiile Scripturii, nu după simțămintele noastre. De aia slujește-L pe Dumnezeu. Și când doare, și când parcă e greu, slujește-L pe Dumnezeu. Gândiți-vă la femeia asta, gândiți-vă la Ana. Se duce la templu, nu se depărtează de templu, chiar dacă e în doliu, chiar dacă e greu, chiar dacă n-are bărbat, chiar dacă e singură, chiar dacă toată lumea orta cu degetul, vorbeau pe la spate, bă, asta cred că a făcut ceva, l-a omorât cu zâle, mă, probabil că a avut ziua, a avut gură mare asta, cine știe, a început scenarii, că știi asta, scenarită e un dar național la noi. Făcut așa intrici. Dar femeia asta, uitați-vă, nu se lasă copleșită de emoții, de sentimente. Femeia aceasta ține la principiile lui Dumnezeu, ține la persoana lui Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Mai apoi, dragii mei, slujirea, vreau să vă spun legat de aici, e un privilegiu dacă ai nu poate fi desprins de responsabilități. Slujirea este un privilegiu, dar care nu poate fi desprins de responsabilități. Simon, gândiți-vă, Simeon are privilegiul să-L țină la un moment dat în brațele lui pe pruncul Iisus Hristos. Ce har, ce privilegiu! Să te poți întâlni cu pruncul Iisus Hristos la templu, să-L iei în brațe, să-L binecuvântezi pe Iisus. Oameni buni, este un privilegiu, dar în același timp, uitați-vă, slujirea nu înseamnă doar privilegii, slujirea, dragii mei, presupune și responsabilități. Da, suntem privilegiați și vreau să vă spun, consider că nu există privilegiu mai mare pentru mine și cred că pentru mulți de aici, decât să-L putem sluji pe Dumnezeu. Nu cred că este privilegiu mai mare decât să te poți ruga în numele lui Dumnezeu. Nu cred că este privilegiu, bucurie mai mare decât să știi că ești util în lucrarea lui Dumnezeu. Nu cred că există privilegiu mai mare decât să ai parte de revelație din partea lui Dumnezeu. Dar în același timp, dragii mei, slujirea nu presupune doar privilegii, slujirea presupune și multe responsabilități. Acum gândiți-vă, după episodul ăsta absolut fascinant, după episodul ăsta atât de emoționant pe care l-au așteptat, gândiți-vă, ani și ani și zeci de ani de zile, Simeon mi-a spus Duhul Sfânt că nu o să mor până când nu o să-L văd pe Hristos. Nu numai că-L vede pe Iisus, dar zice Biblia că-L ia în brațe. După privilegiul ăsta vine prorocia. Îți vine uneori să închizi gura la ceea ce Dumnezeu vrea să vorbească prin tine. Și spune, Simeon, știi, pruncul ăsta, felicitări, dar copilul ăsta va fi pentru zidirea și pentru ridicarea și pentru prăbușirea pe de altă parte a multora. Și apropo, Maria, să știi ceva, viitorul sună bine. Sufletul tău va fi străpuns de o sabie, vei suferi. Dintr-o dată parcă toată slava asta se evaporă, pentru că îi spune Mariei, știi, copilul ăsta simpatic va duce multe probleme în lume și din cauza lui, pentru că îl iubești, pentru că ții la el, pentru că Dumnezeu are un plan cu el, copilul ăsta vei asista într-o bună zi la o scenă în care îl vei vedea pe fiul tău preiubit, în care îl vei vedea pe Iisus străpuns între doi tâlhari de o lance romană, îl vei vedea bajocorit și umilit, el făcând numai bine. Vedeți dumneavoastră, Simeon, vreau să vă întreb și să vă spun ceva, câți dintre aici, câți dintre noi ne-ar fi plăcut să-i spunem asta Mariei? Nu ne-ar fi plăcut să rămânem numai partea
cu Iisus ținut în brațe, cu privilegiul de a-L ține pe Hristos în brațe, de a te bucura. Dar câți de aici, câți dintre noi am fi vrut să spunem prorocia asta? Simon, credeți-mă, instinctiv, emoțional vorbind, sentimental vorbind, ar fi vrut să nu o spună de fel. Dar vezi, lumea, astăzi slujirea presupune responsabilități. Nu, dragii mei, rolul nostru aici nu este să vă spunem doar chestii emoționale care să vă facă să vă simțiți bine. Se spunea de dimineață, dacă nu spunem adevărul, dragii mei, oamenii rămân în păcat și noi avem responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Vom fi trași la socoteală înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. Acum, gândiți-vă, Maria, la 8 zile după ce a născut, a venit cu pruncul Iisus în templu, 8 zile. Oameni buni, n-am înțeles chestia asta multă vreme. Dar țin minte și acum ziua când s-a născut Rafael, primul nostru băiat, și încă doi ani după aia tot băieți, țin minte când s-a născut Rafael și m-am dus la spital. Alexandra era, nu mai știu, la 2 sau 3 zile după ce a născut. Eu habar n-am, nu pregătit nimeni. Bă, vezi că după ce nasc femeile iau așa o perioadă de lăuzie, dar vezi să ai grijă. Emoțional, hormonal, îți date păstă cam. Nu mi-a spus nimeni. Și acum mi-a făcut lista pe WhatsApp, vezi să-mi aduce aia, să-mi aduce aia, să-mi aduce aia și... No, și am uitat o chestie. Nu știu, o chestie, dar o banală, nu știu, prosop. Și zice, mi-ai adus aia, da, bingo, da, buf, bifat, buf, bifat, aia, buf. Ai zic, nu, am uitat. A zis, lasă acum că ți-o duc. No, nu știu, m-am uitat așa la un moment dat, când mă întorc, plângea Alexandra, Doamne, ce-am făcut? Dar eu zic, ce-am făcut? Mai tare plângea. Bă, dar explică-mi ce-am... Eu ca și Iov cu Dumnezeu. Doamne, dar de ce... Bă, dar ce-am greșit? Bă, dar am uit pentru prosopul așa, acum eu eram eu. Uite, asistentă, bă, vină încoace. Hai încoace. Bă, tu nu înțelegi că o femeie asta a născut? Să nu care cumva să... Ah, ok, n-am știut. Vezi că e o perioadă mai dificilă pentru ele. Dar cum o să spun, sincer, eu n-am știut cum să umblu după aia cu... Foarte greu. Știți, nu? Care ați trecut pe acolo? Dacă nu, să știți de la mine. Eu sunt fapt bun și practic în seara asta. Dar știți, vreau să spun. Gândiți-vă, pe oameni buni, și Maria e într-o perioadă delicată. Credeți că femeia asta în urma unei nașteri, nu vreau să vă imaginați cum se năștea în urmă cu 2000 de ani într-o iesle. Ce asistente, ce anesteziști, ce... Hai să fim onești. Credeți dumneavoastră că din punct de vedere fizic, emoțional, Maria nu a fost dată peste cap? Ba da. Și să vină Simeon și să spună, ce copil simpatic, Domnul să-l binecuvânteze, va fi, el e Mesia, dar apropo, să știi, va fi rău. Va să te aștept la suferință. Nu e așa că n-ai avea chef să spui lucrurile alea. Dar vezi dumneavoastră, slujirea asta face. Slujirea mai apoi, oameni buni, implică nu doar responsabilități, ci necesită și o sincronizare. Ce e foarte important în slujire este importantă și sincronizarea. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 38, că Ana a venit și ea când? În același ceas. Există două moduri prin care poți să ratezi momentele importante din viața spirituală. Fie prea devreme, fie prea târziu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Ana, pentru că trăiește o viață sfântă, pentru că e călăuzită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, mânată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, la fel ca și Simeon, zice că a venit și ea în același ceas, pentru că după aia plecau din templu, pentru că ratau oportunități. De atât de multe ori, ascultați-mă, în viață și în slujire, am pierdut și vom pierde oportunități prin care putem să-L slujim, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, pentru că nu ne sincronizăm cu vremea lui Dumnezeu, cu timpul lui Dumnezeu, măcar că Dumnezeu ne spune, fii atent, nu acum, peste un ceas. De atât de multe ori, ascultați-mă, am pierdut atâtea oportunități pentru că nu ne sincronizăm cu planul lui Dumnezeu. Dar ceea ce vreau să vă spun este că merită să trăiești, da, de la doi bătrâni, și simpatici, dar și foarte spirituali. Învățăm mai apoi, în al treilea rând, că merită să trăiești o viață întreagă. Știți de ce? Cu speranța împlinirii unei promisiuni speciale. Merită să trăiești o viață întreagă cu speranța împlinirii unei promisiuni speciale. Și ce mi se pare foarte interesant aici este că Simeon, tot an și zeci de ani de zile, la fel și Ana, cu tot ce se echipează oamenii ăștia cu speranță, și la noi românii și speranța moare ultima.
Și omul ăsta are speranță, la 40 de ani are speranță că nu o să moară, la 50 de ani are speranță, la 60 de ani, la 70 de ani încă are speranță. Pentru că, dragii mei, merită, și asta învăț din cuvântul lui Dumnezeu în seara asta, merită să trăiești o viață cu speranța împlinirii unei promisiuni speciale. Simeon spune cuvântul lui Dumnezeu că a primit o promisiune de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care nu minte, care nu înșală. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este Duhul adevărului, spune Sfânta Scriptură, i-a spus lui Simeon: ascultă-mă bine, Simeon, ești un om care trăiește o viață sfântă, cu frică de Dumnezeu, și fii atent, Dumnezeu îți promite, Dumnezeu îți spune că nu vei muri până când nu-L vei vedea pe Mesia. Și omul ăsta e animat zeci de ani în viață, zeci de ani în viață de o promisiune. Tot ce ține în viață, tot ce îl motivează, tot ce îl face să meargă la templu, tot ce îl face să slujească, să citească Biblia și când îl doare capul și când îl doare ochii, tot ce îl face să postească când alții se destrăbălează lângă el, tot ce îl face să stea lângă Dumnezeu când alții se îndepărtează de Dumnezeu, este că într-o bună zi, promisiunea pe care Dumnezeu prin Duhul Sfânt i-a făcut-o se va împlini. Eu nu știu în ce fel de așteptare ești tu în această seară, dar vreau să spun ceva. În timp ce aștepți împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, trebuie să împlinești poruncile Lui. Înțelege, te rog, din toată inima principiul acesta. În timp ce așteptăm promisiunile lui Dumnezeu, în timp ce așteptăm împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, trebuie să împlinim poruncile Lui. Pentru că dacă nu împlinim poruncile lui Dumnezeu, nu se împlinesc promisiunile lui Dumnezeu în dreptul nostru. Omul ăsta, dragii mei, păzește poruncile lui Dumnezeu. E un om care se teme de Dumnezeu. E un om care se separă de lume. E un om care se sfințește. E un om care stă în călăuzirea Duhului Sfânt. Ana postește și se roagă. Sunt oameni, dragii mei, care împlinesc promisiunile lui Dumnezeu, pentru că înțeleg că doar așa se vor împlini promisiunile lui Dumnezeu în dreptul lor. Promisiunile lui Dumnezeu, vreau să vă spun ceva, nu sunt doar, mai apoi, doar pentru viața viitoare. Promisiunile lui Dumnezeu sunt și pentru viața asta. Dumnezeu are promisiuni și pentru viața viitoare, dar Dumnezeu are promisiuni și pentru viața asta. Da, ascultă-mă ce spun, Dumnezeu pentru credincioși, Dumnezeu pentru cei care sunt călăuziți de Duhul Sfânt, Dumnezeu pentru cei care sunt însuflețiți de Duhul Sfânt, Dumnezeu pentru cei care se separă de lume pentru a trăi pentru Dumnezeu, Dumnezeu pentru oamenii ăștia are promisiuni nu doar în cer, Dumnezeu are promisiuni și pe pământ. De prea multe ori perspectiva evanghelică e una fatalistă: lasă să suferim, lasă să ne chinuim pe pământ, că va fi bine în cer. Ascultă-mă ce spun, Dumnezeu îți promite revelații puternice și pe pământ. Dumnezeu îți promite experiențe supranaturale și aici pe pământ. Dumnezeu, dragii mei, nu ne-a spus că o să călcăm peste șerpi și peste năpârci în cer. Dumnezeu ne-a spus că vom călca peste ele unde? Pe pământ! Și Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri până când nu-L va vedea pe Iisus. Wow! Adică există promisiuni și pentru viața asta, da. Există promisiuni că vei fi biruitor, da. Există promisiuni că o să ai zile bune și pe pământ, da. Există promisiuni că o să guși fericirea pe pământ, da. Există promisiuni la 60 de ani, oh, da. Există promisiuni dacă ajungi la 70 de ani și ești plin de reumatism și te doare spatele și ești mai mult din medicament și mergi mai mult la catena decât la biserică. Există promisiuni și pentru asta, da, există promisiuni. Dumnezeu are promisiuni pentru tine. Ascultă-mă ce spun, și la 14, și la 80, și la 90 de ani, și la 84 de ani, Dumnezeu are promisiuni cu tine pe pământul ăsta. Sunt lucruri pe care Dumnezeu vrea să le facă aici, în viața ta, pe pământ. Și sunt mai apoi, bineînțeles, promisiuni pentru veșnicie. E adevărat, dragii mei, că așteptarea face răbdarea. Fără răbdare duce la disperare. Dacă aștepți și n-ai răbdare, 100% e drumul spre disperare. Cred că v-am mai zis-o în biserică și nu-i rău să o repet, că noi românii am reușit să avem nu trei tipuri de răbdare, ci patru din Biblie. Le-am scos noi cumva. Una e în afara Bibliei, dar ci că e inspirată din Biblie. Știți că e răbdare, prima formă cu care o aveți și voi în seara asta cu mine? Unii la îndelungă răbdare, se vede. Unii deja la răbdarea sfinților. Știți, există răbdare, îndelungă răbdare, răbdarea sfinților și mai există în România, în contextul românesc, la Sfântul Așteaptă.
Asta e contextul doar românesc particularizat. Dragii mei, promisiunile lui Dumnezeu pentru tine nu sunt la Sfântul Așteaptă. Promisiunile lui Dumnezeu pentru răbdarea Sfinților, pentru delungă răbdare, este că aici, pe pământul ăsta, vei gusta din bucurie, vei avea pace, vei avea biruințe, vei avea izbândă, vei vedea lucruri mari pe care Dumnezeu le face pentru tine. Vreau să vă spun în încheiere, dragii mei, că ceea ce mi se pare o concluzie foarte faină în seara asta e că apogeul, știu, pare tare ciudat, paradoxal ce spun acum, apogeul spiritual îl poți atinge, culmea, știți când? În amor cu vieții. Cea mai tare experiență, și acum băgăm o romgleză, ever, pe care o poți avea în viață, Dumnezeu ți-o poate da, știi când? La terapie intensivă. În centru de îngrijiri paliative. La gerontologie. Apogeul spiritual îl poți atinge în amorgul vieții. La 84 de ani, la 84 de ani, Ana îl vede pe Iisus. Când? Păi, Doamne, nu puteai să vii mai repede când aveam 30 de ani? Puteam să fac un centru de misiune după aia. Aveam putere, aveam energie. La 84 de ani, cea mai tare experiență spirituală din viața ei, Ana o trăiește. Simeon. Auziți? Îți genul de oameni care să tui, bă, Doamne, acum ia-mă că am trăit destul. Doamne, am serios. La cât am luat pensie de pe statul român, ar fi cazul să mă duc. Dar Simeon spune cuvântul lui Dumnezeu, o zis, mi-a promis Domnul că nu o să mor până când nu o să-L văd pe Hristos. Și după ce îl vede pe Iisus Hristos, și ce zice, rugăciune de eliberare și dezlegare, Doamne, mulțumesc, acum du-mă de pe aici. S-a săturat și nepoță de mine, nu mai vorbesc de prunci, au fost bun banii, nu-s bun eu. Toți mă întreabă, dacă nu mi-aduc aminte de cont, de numărul de cont, și eu am amnezie, că-s bătrân. Și culmea este că apogeul spiritual îl atingi în amorgul vieții. Ultimele clipe din viața lui Simeon sunt cele mai înălțătoare. Rostește cea mai tare prorocie din viața lui. La bătrânețe, în ultimele zile, ceasuri din viața lui, îl ține în brațe pe Iisus Hristos. Da, de ce spun să nu mai privești înapoi? Știi de ce? Pentru că s-ar putea peste 20 de ani, Doamne, cât? Peste 20 de ani, da. Peste 20 de ani să ai cea mai tare experiență din viața ta. Peste jumate de ani să trăiești cel mai înălțător moment spiritual. Doamne, dar am fost botezat cu... Hei, du-s, botezul cu Duhul Sfânt, din ușa deschisă. Dacă ai ști, te să noți. Încă n-ați cunoscut îndăgimea, adâncimea, lățimea cunoașterii Hristos, zice Pavel. O altă concluzie, merită să trăiești, știți pentru ce doar? Doar pentru ceea ce ești dispus să mori. Dacă există ceva pentru care merită să trăiești în viața asta, merită să trăiești, ascultați-mă, doar pentru ceea ce ești dispus să mori. Atât de mult se temea Simeon de Dumnezeu, încât omul ăsta era dispus, în fel convins, la cum și-o trăi viața, la fel și Ana. Oamenii ăștia au fost dispuși nu doar să trăiască pentru Domnul, ci și moară pentru Domnul. Și de-aia spun în această seară că merită să trăiești în viață, știi pentru ce? Doar pentru ceea ce ești dispus să mori. Dacă e Dumnezeu ferice de tine. Pavel zice, eu sunt gata, nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului. Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Eu nu sunt dispus numai să trăiesc pentru Domnul. Eu sunt dispus, zice Pavel, să și mor pentru Dumnezeu. Și de ce? Pentru că merită să trăiești în viață doar pentru ceea ce ești dispus să mori. Din păcate, sunt atâția oameni care trăiesc pentru ceva ce îi omoară. Nu vi se pare paradoxal? Să trăiești în viață pentru ceva ce te omoară. Să trăiești în viață pentru curvie. Să trăiești în viață pentru, se spunea aici dimineață, lăcomie. Să trăiești în viață numai pentru bani, să trăiești în viață pentru droguri, să trăiești pentru alcool, pentru păcate carnale, să trăiești pentru ceva ce te omoară. Dacă nu acum, oricum te degradează, dar veșnicie, iaz. Percepția asupra regretelor se schimbă și ea se încheiere. Percepția asupra regretelor în viață se schimbă pe parcurs. Știți,
Ce vă spun acum e o chestie dovedită științific. Regretele pe termen scurt implică adesea dorința de a nu fi făcut ceva. Regretele pe termen... De ce m-am băgat în aia? Pe termen scurt ai regrete că ai făcut ceva. Dar știi ce e interesant? Pe măsură ce înaintezi în viață, percepția asupra regretului se schimbă. Încep să regreți pe finalul vieții ceea ce n-ai făcut. Nu ce ai făcut, ceea ce n-ai făcut. Gabriel García Márquez a scris o carte care a schimbat literatura, Un viac de singurătate. A creat dintr-o localitate, mă rog, în literatura lui Macondo, un fel de realism magic. Este inițiatorul curentului literatură realism magic. Omul ăsta a revoluționat, dacă vreți, literatura, modul în care se scrie. Dar la finalul vieții a început să scrie cartea de memorii și s-a gândit el ce titlu să pun la memoriile mele. Și a zis așa: a trăi pentru a-ți povesti viața. A trăi pentru a-ți povesti viața. Și ce vreau să vă spun? Simeon și Ana nu au trăit pentru a-și povesti viața. Simeon și Ana n-au trăit o viață de poveste. Oh, nu. Simeon și Ana au trăit o viață de povestit. De povestit. Asta e genul de viață pe care o trăit oamenii și despre care povestești mai departe. Povestim noi acum și o povesti toate generațiile până la venirea Domnului. Să trăiești o viață de poveste. M-am gândit, știți, dacă l-ar fi întrebat cineva pe Simeon când îl ținea pe Hristos în brațe: Simeon, o merita să trăiești pentru asta? Pentru o clipă? Zeci de ani, Ana au meritat post rugăciuni? Au meritat pentru a vedea un prunc de 8 zile? Știi ce ne-ar fi spus Simeon? O, da, pentru o clipă, pentru o clipă, prezența lui Iisus, a meritat o viață de sfințire, o viață de slujire și o viață de speranță. Pentru o clipă cu Hristos pe pământ, a meritat totul. Vreau să spun ceva. Dumnezeu nu ne dă doar clipe. Dumnezeu ne dă momente și momente și zile și zile și zile și zile și zile și Dumnezeu ne dă o veșnicie cu El. Hai să ridicăm în picioare. Merită să trăiești. Dar pentru ce trăiești? Pentru ce merită să trăiești? Merită, ascultăm acest von, merită să trăiești o viață de sfințire pentru întâlnirea cu o persoană specială care este Iisus Hristos. Merită să trăiești o viață întreagă de slujire pentru a fi implicat într-un plan al lui Dumnezeu. Merită să trăiești o viață întreagă de speranță. Și de ce? Pentru a vedea împlinirea unei promisiuni speciale, că nu o să mori, până când nu o să ai parte de o experiență care îți va mișca viața pentru totdeauna. Dragii mei, știu că sunt oameni care n-au chef să mai trăiască aici. Știu că sunt oameni care n-au chef de viață, știu că sunt oameni care sunt atât de apatici, sunt oameni atât de dărâmați încât pur și simplu trăiesc de pe o zi pe alta. Sau dacă vedeți, sunt oameni care nici măcar nu mai vor să trăiască, sunt oameni care parcă nu mai au niciun scop, nici diminețile alea când efectiv și patul te doare și statul te doare, în care efectiv n-ai chef să te duci nicăieri, n-ai chef să vezi pe nimeni, îți vine să închizi telefonul, îți vine să te izolezi, să te rupi de toată lumea, pentru că pur și simplu nu găsești nicio motivație în tine pentru care merită să trăiești. Doi bătrâni în această seară, Simeon și Ana, la 84 de ani, o femeie, ce ne spune? O meritat zeci de ani de post și rugăciune. O meritat să stau lângă biserică, lângă templu. O meritat să slujesc pe Dumnezeu. O meritat să mă sacrific. O meritat să mă implic. Și de ce? Pentru că l-am văzut pentru o clipă pe Iisus Hristos. L-am văzut pe pământ. L-am văzut, l-am ținut în brațe. Și zice Simeon, ochii mei au văzut izbăvirea. Merită o viață întreagă cu mâinile ridicate spre cer pentru o clipă în care ții în brațele tale pe Mesia, da! Dar Dumnezeu nu ne dă doar clipe, ne dă veșnicie.
Și pentru asta merită să trăiești. Pentru asta merită să trăiești. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu să spui: Doamne, dă-mi motivații. Motivează-mă prin Duhul Sfânt să trăiesc o viață sfântă. Motivează-mă prin Duhul Sfânt să trăiesc pentru Tine fiecare clipă, fiecare zi. Doamne, ți-am dat fărâme, ți-am dat dresuri, ți-am dat minute. Vreau să-ți dau o noapte pentru Tine, măcar să încep. Vreau să-ți dau o zi pe săptămână pentru Tine, măcar. Vreau să dau ceva, Doamne, pentru că ai fost așa de generos cu mine. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu în direcția asta.